Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Nu trebuie să fii expert militar, nici general, nici strateg, să-ți dai seama, ascultând leadership-ul militar și politic ucrainean, citind comentarii în presa ucraineană și nu numai, nu trebuie deci să fii toate astea pentru a-ți da seama că mult așteptata contraofensivă ucraineană s-a cam împotmolit, asta o spune și președintele Zelenski, mai direct sau mai voalat, și s-a împotmolit dintr-o cauză majoră și din mai multe cauze colaterale, dar nu mai puțin importante. Cauza majoră este că rușii au avut timp. Le-a fost oferit timp pentru a-și fortifica întreaga linie a frontului cu un sistem foarte sofisticat, spun analiștii occidentali, de mine și de tot felul de alte dispozitive militare. Nu sunt militar, dar asta am înțeles, că au reușit să fortifice cu mine în special linia frontului, și nu doar linia frontului, ci o fâșie foarte largă de front, astfel încât înaintarea ucraineană este pusă la o încercare infernală. Am mai discutat despre chestia asta, citând chiar un soldat ucrainean demențializat și care a spus: nu avem scule de deminare, le-am cerut de 1 miliard de ori, nu ni s-au dat, am ajuns să scoatem minele cu mâna, una câte una. Să facem deminare manuală. Asta este o nerozie, așa ceva nu poți face, nu poți să speri că vei învinge făcând chestia asta manual. Există mașinării care fac treaba asta nu de azi de ieri, ci de, cred că, de 100 de ani. Nu le au ucrainenii. Și atunci, în acest context, îmi pică ochii pe un articol din The Wall Street Journal, un ziar foarte serios pe care vi-l recomand, și care titrează așa, apropo de ce se întâmplă și de ce se întâmplă așa și nu altfel. Când Ucraina și-a lansat contraofensiva, titrează The Wall Street Journal, oficialii militari occidentali știau că Kievul nu avea suficient antrenament și nici arme pentru a disloca trupele ruse. Totul a lipsit, zice The Wall Street Journal. De la obuze la avioane de luptă. Aș completa eu și la rachete pentru a lovi în adâncime la 300 de kilometri. Totuși, oficial occidental, și aici țineți-vă bine, apropo de cinism, totuși, deci, oficialii militari occidentali sperau că curajul și ingeniozitatea ucrainene vor câștiga. Poftim? Adică tu te bazai pe curaj și ingeniozitate ale altora, nedându-le armele necesare pentru a-și pune tot ei pielea la bătaie? Ok. Și se spune în The Wall Street Journal, asta nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat într-adevăr. Câmpurile de mine adânci și mortale, fortificațiile extinse și puterea aeriană rusă au blocat în mod semnificativ avansul trupelor ucrainene, ceea ce era absolut de așteptat. În schimb, campania riscă să ajungă într-o fundătură, ceea ce ar putea duce la morți și la pierderea echipamentelor, fără o schimbare semnificativă a impulsului, mai scrie The Wall Street Journal. Într-adevăr, dacă aveți curiozitate acum, am avut și am în continuare eu, de a intra în fiecare zi pe site-ul Institute for the Study of War, și acolo există o hartă a frontului ucrainean, e un institut, e un think tank din Washington, și harta asta este updatată zilnic sau probabil de mai multe ori pe zi. Avansul tuturor pe front cu culori diferite, e foarte ușor de văzut, fortificațiile, câmpurile de mine, fâșii, locați tot. Dacă vă uitați la mișcarea liniei frontului, liniei de contact, veți vedea că suntem într-o situație de genul
de genul celei din primul război mondial de pe frontul de vest. Adică linia frontului parcă încremenit cu mișcări absolut nesemnificative stânga-dreapta de când a început contraofensiva ucraineană, dar și înainte de asta. Deci parcă n-ar exista această contraofensivă. Atât de puțin se vede pe hartă. Există un motiv pentru care lucrurile stau astfel și nu altfel. Ei bine, tot Wall Street Journal spune așa, pe măsură ce probabilitatea de avans masiv al armatei ucrainene scade, Washingtonul și aliații săi se confruntă cu perspectiva tulburătoare a unui război mai lung, care va necesita noi infuzii masive de armament modern și o pregătire mai bună pentru a oferi Kievului șansa de victorie. Calculul politic al administrației Biden este complex. Președintele Statelor Unite va încerca să fie reales în toamna lui 2024. Asta, nota bene, la mai mult de un an de acum, de când înregistrăm această emisiune. Și mulți din Washington cred că preocupările Casei Albe cu privire la impactul războiului asupra campaniei electorale determină o prudență crescândă cu privire la cantitatea de sprijin pe care să o ofere Kievul. Indecizia americană, zice The Wall Street Journal, indecizia americană, ceea ce este evident, nici aici nu trebuie să fii strateg și nici militar să-ți dai seama, contrastează cu o schimbare de opinie în Europa, unde în ultimele luni mai mulți lideri au ajuns să creadă că Ucraina trebuie să câștige conflictul, iar Rusia trebuie să piardă pentru a asigura securitatea continentului. Dar armatele europene nu au resurse suficiente pentru a oferi Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a împinge forțele ruse din aproximativ 20% din țară pe care o controlează astea, adică forțele rusești. De asemenea, este puțin probabil ca liderii europeni să-și sporească în mod semnificativ sprijinul militar pentru Kiev dacă simt reticența Statelor Unite. Asta zice Wall Street Journal că spun diplomați occidentali. E foarte cu sens ceea ce spune The Wall Street Journal. Bun, deci realitatea este cam asta. Articolul este mult mai lung, vă invit să îl citiți în ziar. Vă va da de gândit și vă va face nopți albe dacă aveați speranțe mari, cum aveam eu în această contraofensivă sau de la această contraofensivă. Însă, mai poți vedea următoarea chestiune, apropo de ce discutam noi. Și anume, tot apropo de asta, discuțiile despre ATACMS, este sistemul de rachete cu rază lungă american, bat pasul pe loc de câteva luni și spune The Washington Post de astă dată, nu există nicio schimbare în politica Statelor Unite cu privire la furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei în pofida presiunilor tot mai mari din partea multor congresmeni americani. Ucraina dorește rachete în valoare de 1,5 milioane de dolari fiecare, cântărind 2 tone care pot lovi ținte de până la 300 de kilometri, adică fix ce ar avea nevoie Ucraina să facă de mai multe luni, de la bun început, avea nevoie de acest sistem, nu îl are și ca atare limitele sunt foarte mari în ceea ce privește posibilitățile pe care le are astăzi. La jumătatea lunii iulie, Biden spunea că ia în considerare autorizarea transportului către Ucraina unor astfel de rachete, dar liderul american susținea atunci că prioritatea este alta. Ucrainenii au urlat din toți bojocii că au nevoie de chestia asta, americanii au spus, da, bine, vom vedea, dar prioritatea voastră este alta. Ok. Ce aflăm din aceste comentarii, din aceste analize? Contraofensiva este împotmolită din lipsă de armament, din lipsă de obuze. Citeam undeva o statistică, ucrainenii trag cam o treime din obuzele pe care le trăgeau anul trecut, pentru că nu mai au atâtea, este raționalizată acea cantitate de obuze, de artilerie, discutăm, pentru a folosi un limbaj colocvial pentru tunuri, în fine, dacă preferați, da? Pentru
piese de artilerie de 155 de mm în special. Cam asta este. Deci, nu ai aviație, rușii au și o folosesc. Nu ai rachete cu rază lungă, rușii au și le folosesc pentru a teroriza populația și pentru a distruge infrastructură civilă și militară ucrainene. Și occidentalii, citați de The Wall Street Journal, au spus: nu-i nimic, porniți contraofensiva, chiar dacă n-aveți ce vă trebuie, chiar dacă nu v-am dat noi ce vă trebuie, pentru că avem încredere că sunteți niște eroi. Chestia asta te înfioară, îți creează așa un sentiment de gheață pe șira spinării. Cum adică? Adică să mă duc cu ce la război? Bineînțeles că toată treaba s-a împotmolit, spre disperarea lui Zelenski, care a spus că a cerut și s-a plâns de nu știu câte ori. A venit Wallace, încă ministrul apărării al Marii Britanii, care i-a luat peste picior pe ucraineni spunând că au venit la summitul NATO de la Vilnius, dar și în alte rânduri, cu un fel de listă de cumpărături. Păi da, oamenii ăștia așa apără țara și nu prea au cu ce. Și atunci, la cine să vină cu lista de cumpărături pentru a putea să se apere? Cu prețul vieții lor, bineînțeles, atenție, da? Că nu sunteți unul acolo, în mod oficial. Poate numai voluntar din UK, din Franța, din America, din Canada, de nu știu unde. Dar ei așa apără țara, așa cum e normal, și au nevoie să fie ajutați. Așa cum au fost ajutați și europenii și chiar și sovieticii de Statele Unite prin programul Land and Lease în al doilea război mondial. Dacă n-ar fi fost ajutorul american pentru Uniunea Sovietică, nimeni nu știe cum ar fi decurs operațiunea Barbarossa, să fie foarte clară chestia asta. Tancuri, camioane, bocanci, uniforme, tot ce vreți. Din America. Aici, arme cu țârâita și îndemn la eroism, la inventivitate. Nu merge la infinit așa. Și-au dat seama foarte bine toți, de la presa serioasă din Occident, la leadership-ul militar și civil ucrainean. Ce-i de făcut? E de reflectat că nu se mai poate așa. Adică dacă se merge în continuare așa, acest război se va prelungi sine die, fără sfârșit. Sigur, nu fără sfârșit la modul absolut, ci va dura, nimeni nu poate să-și imagineze cât. Pentru că pur și simplu se va bloca, va fi ca o fotografie linia frontului și așa va rămâne cu lunile, multe luni, poate un an, doi, trei, nimeni nu știe. Pentru că nici unii, nici alții nu par a mai avea forța de a merge decisiv înainte. Nici invadatorul rus, nici apărătorul ucrainean. Atâta doar că invadatorul rus are acces mult mai ușor la oameni. Vă povesteam într-o emisiune trecută despre carnea de tun rusească. Prost pregătită, dar multă. Ei bine, și atunci ce am rezolvat? Vor veni alegerile din Statele Unite din anul viitor. Cine știe ce se întâmplă? Și vă dați seama ce risc fantastic este ca America să își diminueze sau chiar să își întrerupă sprijinul militar pentru Ucraina. E limpede ce se va întâmpla dacă va câștiga Trump sau chiar un alt republican. Deci situația este cum nu se poate mai dificilă în acest moment și această analiză foarte pertinentă a The Wall Street Journal te pune pe gânduri, pentru că îți dai seama că așa cum stau lucrurile acum, nici nu se pune problema ca Ucraina să poată să-și elibereze teritoriul prin proceduri militare. Nu se poate. Efectiv, n-ai cum. Ca să se poată chestia asta, ar fi trebuit deja o infuzie fantastică de armament, de tehnologie, pe care ucrainenii nu le-au primit în număr suficient. Au primit un număr atât de mic de tancuri, multe au fost distruse, tancuri Leopard 1 și Leopard 2, încât cu ce au primit până acum, nu se poate face o încercare serioasă de a străpunge liniile rusești nicăieri pe front. Nu poți face chestia asta.
ar fi trebuit să fie mai mult, mai amplu, mai numeros. N-a fost să fie și este un final deschis, să știți. Noi am sperat ceva cu luni în urmă, cu un an în urmă, că va veni un ajutor militar covârșitor, fantastic. Așa, niște șuvoaie mari de armament, de muniție, de echipamente militare, de tot felul, de. Ele au fost trimise, văd, doar pentru ca Ucraina să nu cadă complet. N-a căzut complet. Ele nu au fost trimise, până acum cel puțin, cu gândul și cu scopul ca Ucraina să se elibereze. N-a fost vorba de așa ceva până acum. E de sperat că mintea occidentalilor se va lumina în cele din urmă. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc pentru faptul că îl distribuiți prin rețelele dumneavoastră de socializare. Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina oficială de Facebook a canalului. Multe mulțumiri pentru faptul că îl sprijiniți prin Patreon, PayPal și Revolut, astfel încât să meargă mai departe acest canal și, bineînțeles, în încheiere, nu pot să vă spun altceva decât toate bune. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Să auzim numai de bine!